care îl conducem pe ultimul drum, pe cel care a fost colegul, prietenul și profesorul universitar Liviu Moga. Îl cunosc de când a venit la liceul de muzică. Să fie ceva vreme? E ceva vreme, cred că se întâmpla, trebuie să fi fost în jurul anilor 60, poate chiar înainte de 60. A venit special pentru contrabas sau a fost orientare? Din câte mi-amintesc și cred că nu greșesc, a fost repartizat la trombon. Deci a făcut o perioadă de trombon, dar din motive să le numim tehnice, se susținea că n-ar fi avut, să spunem, conformația Buzea, majorii cum o numim noi pentru trombon. Eu puțin sunt de altă părere în legătură cu conformația aceasta, dacă ne uităm și la cei de la negri, care Louis Armstrong și alții, deci nu neapărat necesită o anumită conformație a Buzei, ci sunt alte lucruri care cred eu că țin mai mult de ceea ce a se potrivi un instrument de genul acesta. Dânsul a ales basul sau s-a întâmplat? Aceea nu pot să mă pronunț. Știu că a continuat cu contrabasul, unde s-a și validat. Cred că numele profesorului care a fost anunțat nu este, nu mi-amintesc exact cum se numea, dar nu cred că este cel care, numele care a fost pronunțat. Un alt nume trebuie să fi fost. Sigur că am trăit vremuri nu simple în internatul liceului de muzică, unde era un regim spartan de-a dreptul și mâncarea de internat era o mâncare destul de slabă. Noi eram în perioada de creștere și vă dați seama că totul a fost cu mari sacrificii. Atunci când părinții din puținul pe care îl aveau ne mai trimiteau câte ceva, câte un pachet, exista acest spirit de prietenie încât fiecare din propriul pachet îi servea pe ceilalți colegi și uite așa, curând, eram o mare familie în liceul de muzică, în internatul liceului de muzică. Am văzut foarte mulți membri ai filarmonicii, a avut, presupun, mulți studenți. Cred că cei mai mulți pe care ați văzut sunt foștii lui studenți de la secția de contrabas, poate și muzică de cameră, pentru că a predat și muzică de cameră pe Ana de Lec. Și mai sunt și alții de la alte instrumente din câte am văzut, care erau în relație amicale, de amiciție cu Liviu. Domnul profesor, dispare o generație, a plecat regretatul cornist Oprea. Da, da, ce... a plecat Victoria Nicolae. Deci, și... o parte din, din această generație de formatori de excepție ai Academiei. Da, era și o perioadă, că exact este perioada în care cei care au fost la cărma instituției la perioada respectivă au avut grijă să își aleagă elemente pentru cadrele următoare din aceste generații care erau generații puternice. Mă gândesc, de exemplu, la promoția mea a fost reținut în învățământul superior Ghiță Roșu, a fost Victoria Nicolae, a fost violonistul Agoston, a fost Valentin Arcu. Eram 5 corpusmeațe, 5-6, care au fost reținuți și ca tineri asistenți în perioada respectivă. Liviu fusese reținut cu un an înainte. Era cu un an mai mare decât mine. Probabil s-au precis din motive profesionale. Da, se spunea că a avut o medie maximă. Da, eram student bun și primul criteriu a fost calificativul pe care l-a obținut la finele studiilor universitare. El, în afară de faptul că a fost un instrumentist care s-a validat și a fost și un bun profesor, pentru că vedeți dumneavoastră și faptul că mulți dintre foștii lui studenți au fost la acest eveniment, denotă faptul că au ținut la el și fiecare au un loc de muncă, un loc bun de muncă. Mulți sunt chiar prin străinătate, în diferite orchestre simfonice.
Ce vreau să mai spun despre Liviu era... Și generația lui a fost distins, a fost recunoscută de conducerea concertului. Am văzut că s-a menționat de ceva, de niște titluri academice care au fost atribuite. Asta e o chestiune pe care nu aș... E un titlu care e prevăzut în legea învățământului, dar care... din punctul meu de vedere, ar trebui acordat elitelor și nu tuturor celor care au atins vârsta de pensionare. Deci, undeva aici, cred că a fost o altă interpretare a ceea ce înseamnă profesor emerit, că despre asta ar fi vorba. Ei, sigur că Livior ar fi intrat între cei care trebuiau să merite acest titlu. Dar ce mai vreau să spun, că era un om foarte spiritual. În cercurile în care el se învârtea, sau întotdeauna era multă veselie, era un om citit și, pot să spun, un om inteligent. De asta era foarte plăcut în cercurile în care se afla, întotdeauna exista o veselie, o bună dispoziție și de multe ori lumea abia așteptat ca Liviu să spună ceva, un banc, ceva, sau să, prin prezența lui, societatea să se învioreze, să fie bine dispusă. Poate că așa ar trebui să ne păstrăm și imaginea despre el, un om cu o bună pregătire profesională, cu un spectru larg ca și gândire și unul care s-a retras discret din momentul în care nu a mai predat. Vreau să spun ceva care pe mine